Salutare! Astăzi vorbim despre cititorul de amprenta lui S10+. De ce este impresionant? Cu ce este diferit față de ce au ceilalți producători ce au folosit de blocarea în ecran? Cu ce detaliu dezamăgește și cum îl faci să fie mult mai rapid? Am aici lângă S10+, primit în teste prin programul Orin Smartphone Tester și un OnePlus 6T. Ambele au cititorul de amprentă în ecran, dar folosesc tehnologii diferite. OnePlus 6T are un senzor optic, pe când S10+ are un senzor ultrasonic 3D. Acum îți voi spune ce îl face să fie atât de impresionant. În momentul în care se face deblocarea, senzorul emite pulsații acustice scurte de înaltă frecvență către deget. Acestea se propagă cu viteza sunetului, apoi sunt reflectate la senzor ca semnale eco. Calculând distanța pe care o parcurge fiecare pulsație de la emiterea semnalului și până la receptarea ecoului, senzorul reușește să facă o hartă 3D a amprentei. Și uite așa se deblochează telefonul în mai puțin de o secundă. De cealaltă parte, la OnePlus 6T, zona cititorului de amprentă se luminează puternic de fiecare dată când se încearcă o deblocare. Asta pentru că senzorul are nevoie de lumină pentru a crea imaginea 2D a amprentei. Această tehnologie este folosită și la Huawei Mate 20 Pro și cam la toate telefoanele lansate până acum, bineînțeles, în afară de Samsung. Acum, ai aflat și cu ce este diferit senzorul lui S10+. Este mai sigur, nu are nevoie de lumină, dar are și un minus. Hai să aflăm care este. Din păcate, nu mai poți folosi orice folie de protecție. Acesta este și motivul pentru care Samsung pune pe telefon direct în pachet o folie pe ecran. Cred că este prima dată când fac asta cu un telefon din gama Galaxy S. Cu foliile normale din plastic subțire, nu vei avea nicio problemă. Problema apare la foliile din sticlă, care sunt mai rezistente și pe care, din păcate, nu le poți folosi. Sau mai nou, nu le poți folosi pe toate, pentru că au apărut deja folii de sticlă mai complexe, care au nevoie de un gel pentru a fi lipite perfect pe ecran. Acesta ar fi detaliul cu care dezamăgește. Cum faci să fie mai rapid senzorul de amprentă de pe S10+? Simplu. Înregistrezi de mai multe ori în telefon amprenta aceluiași deget. Samsung te lasă să faci asta. Îți recomand ca la a doua înregistrare să folosești același deget poziționat pe ecran în unghiuri diferite. Și se pare că acest secret ajută la o mai bună recunoaștere ultrasonică a amprentei. Și dacă vrei mai multă acuratețe, poți înregistra chiar 3 degete cu aceeași amprentă. Din experiența mea, rata de recunoaștere a amprentei crește și durata de deblocare scade. La OnePlus 6T, din păcate, nu vei putea aplica acest trick. În momentul în care vei adăuga a doua amprentă, va recunoaște imediat că este vorba de același deget. Cam atât despre cele două tehnologii folosite pentru citirea amprentei. Sper că ți-au fost de folos informațiile. Dacă ai nelămuriri, apelează cu încredere la secțiunea de comentarii. Nu uita de butoanele like, share și subscribe și turtește clopoțelul de notificări. Pregătim noi clipuri interesante și sunt sigură că nu vrei să le ratezi. Până data viitoare, numai bine!